Două instituții care ar trebui să apere cetățenii au pornit mai nou un război între ele. Vorbim despre Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor și despre Autoritatea Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Ei bine, reprezentanții celor două instituții își aduc acuzații reciproc în spațiul public și folosesc un limbaj nedemn de șefii unor instituții ale statului finanțate din bani publici. Ei bine, tot acest scandal a pornit după controalele din satul de vacanță din Mamaia. Inspectorii Comandamentului Litoral 2023 al Autorității Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor îi cer președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu, să înceteze orice formă de exprimare publică cu referire la activitatea lor. În replică, acesta îi acuză că lucrează împreună cu comercianții pentru a ascunde neregulile. Vă încurcăm planurile unora dintre voi, poate în Dâmbovița, București și pe unde scoatem la lumină realitatea. Vă luptați de ani de zile să ne țineți departe de producătorii în ceea ce privește controalele igienico-sanitare, nu și veterinare. Ce vă este teamă că vom găsi? Gunoi sub acoperire? A cui? În replica, ANSVSA susține că atitudinea șefului ANPC este iresponsabilă, jignitoare și cu profund dispreț față de legislație. Vă solicităm ca strategiile dumneavoastră personale și de PR să vi le exersați fără nicio legătură directă sau indirectă cu ANSVSA, în limita atribuțiilor și responsabilităților instituționale și în mediile care vă permit asta, cu precizare că noi nu vă permitem. În mod firesc am solicitat și retractarea publică a afirmațiilor, dar recunoaștem că suntem suficient de înțelegători cu faptul că anumite virtuți umane sunt codificate genetic diferit de la individ la individ. Șeful ANPC le-a răspuns celor de la ANSVSA dând mai multe exemple cu privire la activitatea inspectorilor. Dragi colegi, vă văd prea agitați. Să fie din cauza acțiunilor noastre ce scot la lumină situații discutabile sau chiar greu de explicat, să luăm un exemplu legat de activitatea marilor retaileri, în vitrinele cărora am găsit rugină, insecte moarte, locații unde, prin acte normative bine ticluite, v-ați plasat personal, aparent, nu atât de bine pregătit ca cei care au scris epistola jenantă transmisă presei. Un alt exemplu sunt acțiunile pe traseul produselor alimentare, până la producători, des verificate de către marii specialiști ai ANSVSA, aparent superficiali în anumite situații. Continuăm? Întregul scandal a pornit după ce vineri seară șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu, și comisarii ai instituției au controlat mai mulți agenți economici din satul de vacanță din municipiul Constanța, iscându-se conflicte între aceștia și unii dintre cei verificați. În comisar s-a aruncat cu mâncare și le-au fost adresate injurii. Agenții economici fuseseră anterior controlați și de inspectorii ANSVSA, care nu au găsit nereguli majore.